Mai multe unități medicale de pe raza județului Gorj funcționează fără autorizație de securitate la incendii. Este vorba de Policlinica Spitalului Județean Târgu Jiu, de secția de nefrologie a Spitalului Cărbunești și de Spitalul Novaci. Administratorii conducătorii unităților sanitare au termen până la data de 31 decembrie 2016 pentru a demara activitățile în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, până la 31 decembrie, funcționând pe propria răspundere. Reprezentanții ISU Gorj au verificat două spitale municipale, 5 spitale orășenești, centrele de dializă, dar și câteva centre de sănătate. Au fost constatate 10 de nereguli. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 46 sancțiuni contravenționale, dintre care 44 de avertismente și 2 amenzi contravenționale. Pe tipul contraiilor s-a constatat că 3 unități sanitare cu paturi nu funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu. Amintind aici ambulatoriile pe lângă Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, secția nefrologie a Spitalului Târgu Cărbunești și Spitalul Novaci. Cei sancționați se apără și pun controlele pe seama unui exces de zel al pompierilor. Cred că este un exces de zel din partea ISU sau din partea organelor care controlează. După câte știți și dumneavoastră, policlinica a fost reabilitată în totalitate. Deci, din punct de vedere al tuturor problemelor care le poate avea policlinica, să zicem, cu situațiile de urgență, face față cu brio oricând. Deci, nu are cum. Ceea ce constat este faptul că sunt anumiți funcționari sau funcționarași care nu-și văd de treaba lor și caută nod în papură, din punctul meu de vedere. Vasile Stănculete susține că neregulile constatate sunt minore. Atunci când s-a luat măsura reabilitării policlinicii, s-au pus toate lucrurile la punct. Să zicem că un hidrant nu funcționează, este pentru faptul că ni s-au întâmplat niște lucruri și le-am oprit, să zicem, noi. Adică personalul, nu noi, cu vreo dispoziție specială. Deci consider că astea sunt niște lucruri minore care se găsesc la nivelul policlinicii. Și sunt anumiți oameni care nu au ce să facă și se leagă și ei de ceva probleme. Policlinica este nouă. Atunci condamnăm tot ce s-a făcut în policlinică din moment ce spunem că policlinica funcționează fără avize. Care avize? Ce ne mai trebuie nouă pentru policlinică ca să funcționăm? Sunt de toate. Astea sunt niște chestiuni de funcționari care nu au ce să facă. Alte abateri constatate de ISU au vizat neafișarea planurilor de evacuare în caz de incendiu, neverificarea periodică a stingătoarelor, folosirea de instalații electrice cu defecțiuni și improvizații. Totodată s-a depistat că multe din căile de evacuare în caz de incendiu nu erau marcate și unele din ușile aferente căilor de evacuare spre exterior nu se deschideau.